Iar în satul Crihana Veche, pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările care au cuprins bucătăria de vară dintr-o gospodărie. Incendiul a avut loc pe 10 iulie, în jurul orei 12:30. La fața locului au intervenit două echipaje specializate care au luptat cu focul mai bine de jumătate de oră. Potrivit pompierilor, focul a izbucnit din cauza unei butelii de gaz din bucătărie. Bucătărie de 21 de metri suprafață era cuprinsă de flăcări, iar exista riscul ca focul să se propage și asupra casei de locuit, care era în imediata vecinătate. S-a acționat imediat în vederea localizării incendiului și evacuării a două butelii de propan care erau în interior. Cauza incendiului a fost nerespectarea regulilor la utilizarea butelilor de propan. Proprietara casei le-a povestit pompierilor că butelia de gaz a fost cumpărată recent și nici nu era instalată la aragaz. Nici nu l-a pus la nițul controlat așa. Și a început a obucnit și nu mai putut să facă nici să azurile vreo ceva, vreo haină, nici. Și repede a ieșit amândoi afară, că noi amândoi eram, nu mai eram nimic. Și am spus la vecini și a sunat la pompieri. Paguba materială urmează să fie stabilită de specialiști. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului au avut loc 848 de incendii, în care au decedat 59 de persoane.